Să recunosc, uite că cumva ăștia pe antena 3 de un copil handicapat. De fapt, eram handicapat pula mea când eram mic. M-am născut la 2 kg și ceva. Ceva, nu știu cât. 2,300 kg, nu știu. Pula mea cât era. Zice lui Băspătata, cu toate că mi-a tras la bătaie, să-mi bă pula și îi mulțumesc. Bune, îi iubesc, tata. Băi, eram atât de leșinat cum am născut. Voi fica aici pe post motore în pula. Încât eu nu sugeam la țâță. Deci, n-aveam putere. Eram prea tâmpit, eram prea mic, prea leșinat. Mi-a băgat ăsta biberonul brusc, așa ca să... Eu puteam să mor. De fapt, oare cum sunt parasuicidal aici? Numai că am o forță atât de mare acum. Păi din ce ți s-a dezvoltat? Păi ai trebuit pula mea să recompensez. Eu am putut pula mea să ridic sute de kg. Fără centură, fără nimic. Eu dacă îi dau un pumn barbă, l-am terminat. De obicei mă feresc de ce sunt. Și am atracție la nebuni. Care vrea și să dea vitej. Care aș trage una. Asta. Respect viața, îmi place construcția. Îmi place să construiesc. Ce piramide? Nici o piramide de o curată. Să construiesc viața. Iar de mai complicat situația. Nebuni, pula mea. Nebuni. Mie îmi place poezie. Chiar îmi place munca, dar n-am parte de ea, pentru că m-au conjurat nebunii căcați. Și n-am pus să am loc de muncă. În sfârșit nu contează, las că îmi găsesc eu. Munca mea, pula să nu merge. Nebunii pula mea vorbea cu mama, cu tata, cu sora mea, cu iubita mea. Nu mai am parte de nimic ca să mă pula. Foarte bine, o să stau așa. Nu e nicio problemă. De ce?
că ei are probleme și trebuie să și le rezolve. Să fută în cur. Sperjur. Conjur. Înjur.